Un tânăr de 18 ani din comuna Glogov a fost reținut aseară pentru 24 de ore pentru furtul unui autoturism, conducere fără permis și refuz de prelevare de mostre biologice. Din cercetările efectuate de polițiști a reușit că s-a urcat la volanul unui autoturism care aparținea unui prieten din municipiul Târgu Jiu. Autovehiculul era parcat în fața unui bar din comuna Glogova, cu cheile în contact și neasigurat. A reușit să conducă doar câțiva kilometri, iar când a făcut o manevră de întoarcere, a lovit cu partea din spate un gard. Adolescentul se afla și sub influența alcoolului, etilotestul indicând o concentrație de 0,47 mg per litru alcool pur în aer expirat. Ulterior a refuzat recoltarea de probe biologice de sânge, întrucât a declarat că este frică de ace.